Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să fac un video mai special, am să vă arăt toate companiile pe care ar trebui să le aveți în portofoliul vostru pentru anul 2024, pentru ca în anul 2024 să ne luăm dividende de la toate aceste companii. Bun, sper că s-a înțeles subiectul acestui videoclip. Vom începe direct cu Nuclear Electrica, care este la un preț de 47,85 de lei. O să vă arăt pe scurt, ca să nu fac videoclipul acesta foarte lung, cele mai importante lucruri. Da? Trebuie să dați pe secțiunea dividende, iar aici în partea dreaptă veți avea data plății dividendelor. Adică în fiecare an această companie a plătit dividende. Un lucru foarte bun pentru noi, cei ce investim la bursă pe termen lung, iar aici în partea dreaptă veți avea randamentele. Bun, avem niște randamente destul de bune pentru Nuclear Electrica. Mă aștept ca anul viitor să avem un randament probabil de 7, 8, 9%. Vom vedea. Nu mai este mult până când analiștii vor veni cu o simulare, ca să spun așa, a dividendelor pe care companiile le vor plăti anul următor. Iar atunci când vom avea acel tabel, putem observa și noi eventual ce companii sunt primele, pentru că se vor lua în ordine descrescătoare, de la cel mai mare randament până la cel mai mic. Iar atunci vom vedea dacă companiile pe care noi le avem în portofoliu se încadrează în acel tabel. Iar dacă nu se încadrează, ar trebui să ne uităm puțin la ce companii ne lipsesc din portofoliu și eventual să adăugăm, pentru că randamentele, încă o dată vă spun, sunt foarte importante. Bun, deci pentru Nuclear Electrica s-a văzut, da, data plății, randamentele. Haideți să ne uităm puțin și la grafic. Graficul pe perioada de 3 ani, așa cum veți vedea la toate companiile de astăzi, este un grafic destul de bun pentru Nuclear Electrica. Haideți să trecem acum la următoarea companie. Următoarea companie pe care eu consider că ar trebui să o aveți în portofoliu este OMV Petrom, compania care niciodată nu ne-a dezamăgit până în acest moment, cel puțin pe mine nu m-a dezamăgit. Compania care pe 19 octombrie 2023 va plăti dividendul special, da, se poate observa 0,0450 lei pentru o acțiune. Iar aici se pot observa mai multe informații, da, exit date-ul, data de înregistrare, data plății, randamentul, mare atenție, anul acesta a distribuit două dividende, anul trecut două dividende, da, dacă vă uitați veți observa și avem pentru OMV Petrom un randament de aproximativ, să spunem, 15-16%, un randament foarte bun, iar pentru cei ce nu au acțiuni la această companie, vă recomand să vă cumpărați când piața scade, de exemplu, acum ar fi un moment destul de bun să vă cumpărați acțiuni dacă eventual investiți pe termen lung, pentru că are loc această scădere. Dacă totuși nu vreți să cumpărați acum, puteți să mai așteptați, este problema voastră, dar vă dau un singur sfat, pregătiți-vă din timp dacă vreți randamente bune la an, da? Când vine vorba de dividende. Eventual, logică, pe lângă randamentele acelea, acțiunile la aceste companii vor crește, adică nu, să nu vă așteptați ca acțiunea să stagneze. Poate se va întâmpla să stagneze la o companie, 2, 3, dar dacă aveți în portofoliu 15 companii, 10 din acelea cel mai probabil vor crește. Și probabil 5, să spunem că vor stagna, deși nu prea cred, dacă piața este pozitivă, toate companiile vor urca. Romgaz este o companie foarte, foarte importantă, mare atenție la Romgaz. S-ar putea să facă niște mișcări spectaculoase în următorii ani și când spun următorii ani mă refer inclusiv la anul viitor, peste 2 ani, peste 3 ani, pentru că până în anul 2030 mă aștept ca toate aceste companii să crească în timp, treptat, ușor, ușor. Ne uităm pe dividende pentru că este important să analizăm fiecare companie în parte, să vedem dacă într-adevăr în fiecare an a avut distribuit dividende și se poate observa, da, avem inclusiv perioade când, de exemplu, în 2018 au distribuit două dividende, în 2017 două dividende, randamentele sunt foarte, foarte bune. Următoarea companie este RomCarbon, se află la un preț de 0,2 RON. Graficul companiei pe perioada de 3 ani arată foarte bine, îmi place foarte mult. Iar când vine vorba de dividende, dividendele sunt puțin ciudate. În ce sens? În anul 2022-2023 am avut parte de randamente foarte bune, iar în anul 2021 până prin 2018-2017 am avut parte de niște randamente puțin mai slabe, da? Dar nu vă îngrijorați, mă aștept ca și această companie să distribuie un dividend destul de mare. Dacă nu va distribui un randament între 10 și 15%, mă aștept ca un randament de 8-9 tot să distribuie, pentru că este o companie care în timp a crescut și îmi place foarte mult. Mare atenție și la Transgaz. Urmăriți această companie pentru că este foarte, foarte importantă, da? Ne aflăm la aproximativ 19 lei.
cu un potențial foarte mare de creștere. Și mă aștept ca Transgaz în următoarea perioadă să crească și veți vedea chestia asta, aveți răbdare. Iar cine vrea să cumpere acțiuni la Transgaz o poate face, cine nu, nu, este problema voastră. Eu vă spun doar ce companii vor distribui dividende cu randamente mari în anul 2024. Ce companii cred eu, mai bine spus, că vor distribui cele mai mari dividende. Când vine vorba de dividende, în istoric putem observa randamente de 4, 6, 2, 5, 5%, randamente puțin mai slăbuțe decât celelalte companii, dar având în vedere că are un potențial destul de mare de creștere, mă aștept că atunci când această companie să crească și interesul ei să crească, adică interesul investitorilor să vină asupra acestei companii. Iar dacă vă prinde într-un moment nepotrivit, de exemplu, să spunem, ajunge la 25 de lei, iar voi ați fi putut cumpăra la 16, 17, 18 lei, dar nu ați vrut, atunci este o problemă. Atunci veți avea un randament mult mai mic decât randamentul pe care l-ați fi putut avut. O altă companie care va distribui dividende mari este Alumil. Mă aștept ca această companie din nou să distribuie un dividend cu un randament minim de 10%. Ne aflăm la un preț de 2,12 RON. Randamentele dividendelor sunt foarte bune, sunt foarte mari, îmi plac foarte mult. Lipsesc într-adevăr câțiva ani, da? 2015 de exemplu, 2017. Haideți să trecem peste acești ani pentru că pe noi ne interesează din 2020 până în prezent. Atâta timp cât această companie a distribuit 4 ani, 5 ani la rând dividende consecutive, mă aștept ca și anul viitor să distribuie dividende, adică mi-este imposibil să cred că nu va distribui. Următoarea companie este Conpet, Conpet care se află la un preț de 76 de lei. Această companie pe grafic stă un pic mai slab decât celelalte companii, dar având în vedere că ea a reușit să ajungă pe la aproape 100 de lei, nu văd că ar fi imposibil ca în viitor să ajungă la 100 de lei, dar mă aștept eventual la o creștere de aici de la 76, a crescut de la 62 cei drept, dar mă aștept în continuare la o creștere și haideți să vă arăt puțin randamentele dividendelor. Se pot observa aici în partea dreaptă randamente destul de bune, destul de mari, mai mari decât la Transgaz. Încă o dată vă reamintesc că diversificarea este foarte importantă. Eu am portofoliul diversificat. Acestea sunt companiile din indicele BET care vor distribui dividende mari. Mare atenție la BRD, foarte mare atenție la BRD, pentru că se află la un preț de 15,24 de lei. Graficul companiei de un an jumătate arată slăbuț, dar mare, mare atenție. Eu cred destul de mult în BRD și consider că o să crească. Iar eu m-am pregătit pentru anul următor, pentru dividendul mare pe care aceștia îl vor plăti. Și de ce vă spun asta? Având în vedere că în anul 2023 nu a distribuit niciun dividend, iar în anul 2021 la fel nu au distribuit niciun dividend, iar acest randament de 0,47 este un randament prea mic, adică nu avem ce să facem cu el. În anul 2022 am avut un randament de aproximativ, să spunem, 13,821%, un randament foarte mare, iar în anul 2019, încă o dată vă reamintesc, un randament de 12%. Mă aștept ca anul următor și mi-este imposibil să cred că nu vor distribui dividende. Și dacă vor distribui dividende, vor distribui dividende cu randamente foarte mari. Mare, mare atenție la BRD. Mare atenție la Bursa de Valori București. Ne aflăm la 70 de lei în acest moment. Iar pentru cei ce au cumpărat acum un an, de exemplu, la 30 de lei, gândiți-vă ce randament al dividendului își vor lua în anul 2024. Un randament foarte bun pe lângă această creștere impresionantă pe care a avut-o compania în decursul unui an jumătate, pentru că de aici, de undeva, din anul 2022, a început instant această creștere. Iar când vine vorba de randamentul dividendelor, aceștia nu au niște randamente foarte mari, sunt aproape asemănătoare cu cele de la Transgaz, dar mare, mare atenție pentru cei ce au cumpărat în trecut, randamentul lor o să fie diferit în comparație cu cei ce cumpără în prezent, iar să spunem, dacă anul viitor vor distribui un randament de 4%, cei ce vor cumpăra atunci vor avea 4%, iar cei ce au cumpărat acum un an, 2 ani vor avea probabil 8 sau 10%, deci un randament mult mai mare, da? Bun. Acum că s-a înțeles acest lucru, vom trece la următoarea companie. Mare atenție la Transelectrica, pentru că această companie crește în timp destul de mult și mă aștept să văd un dividend destul de măricel din partea acestei companii, să spunem undeva pe la 7-8%. Iar acesta este graficul și acum sper că se va înțelege de ce consider că această companie va distribui un dividend cu un randament destul de bun, iar pentru cei ce au cumpărat în zonele acestea vor avea destul de mult profit. Mă aștept ca și Comelf să ne surprindă anul următor cu un dividend destul de măricel, ne apropiem de 6%.
6 lei, mai avem foarte puțin, nu mai avem foarte mult și eu consider că mergem către 10 lei la cum se prezintă graficul. Acestea sunt dividendele cu randamentele pe care compania le-a distribuit anii anteriori, evident, randamente în fiecare an, randamente destul de bune, randamente aproximativ la fel ca și la Transelectrica, Transgaz, da, sunt aproape asemănătoare, dar în momentul în care noi ne facem o diversificare a portofoliului atât de mare, toate randamentele noastre se vor calcula și se va face media, da? Adică se face media dintre toate randamentele pe care noi le vom primi. Iar atunci vom avea un randament mediu pentru suma pe care noi am investit-o. Să nu uităm nici de companiile noastre, Aquila, Transport Trade Service și Sfera Francis Group, pentru că aceste companii probabil vor distribui niște dividende interesante anul următor și ar fi bine să le aveți și voi în portofoliu, dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că se poate observa lejer ce creștere frumoasă am avut pentru această companie, iar randamentele acestei companii sunt destul de bune, da? 10% în anul 2022, iar 5,62% în anul 2023. Mă aștept ca și anul următor eventual să trecem de 6 spre 7, 8 eventual, iar de acolo vom vedea. Dar încă o dată vă reamintesc, acestea sunt părerile mele. Până vor apărea tabelele de la analiști, voi aveți timp să vă acumulați acțiuni la companiile care vă plac. Dividendele pe care compania Transport Trade Service le-a plătit, evident, această companie este de foarte puțin timp la bursă, cu un potențial destul de mare pe viitor, iar graficul vorbește de la sine. Eu personal nu mai am nimic de reproșat, îmi place foarte mult ce văd. Iar ultima companie este Sfera Francis Group, cu acest carusel al graficului, dacă pot spune așa. Dividendele sunt în partea dreaptă, randamente în creștere. Vă reamintesc că această companie tocmai ce a deschis un nou restaurant, deci lucrurile merg destul de bine pentru ei. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am dorit să vi le ofer astăzi. Dacă aveți alte companii în portofoliu, îmi puteți scrie în comentarii să mă uit și eu să văd ce companie aveți voi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!